trei limonade. Tiramisu. Două lateuri. Bun, tiramisu, două lateuri, trei limonade. Ascultă, Aistu, lucrezi în spatele barului. De ce arăți așa de gri? Ascultă, Ryan, bea-ți cacao, n-am nevoie de sfatul tău. Am terminat-o deja cu moda, deci... tiramisu? Uite, ți-ai șters mâinile de șorț, dar dacă ar fi alb, n-ai mai face-o. Ascultă, Ryan, deja m-am săturat de tine. Poți să nu te mai iei de șorțul meu? Eu vreau doar să te ajut, îți dau sfaturi bune. Ai vrem trei freșuri de ananas. Bună, rataților! Oh, Ryan, bună! Da, fetelor, vă fac acum. Gigi, și fără gândaci în latte, da? Oh, bună, prietenilor! Ryan, ce cool arăți! Cum mai ești? Și salopetă frumoasă! Ai, și poți să te grăbești pentru că nu poți să aștept mult timp. Sunt bine, azi am fost la cosmetician, mi-am făcut o curățare facială. Wow, cool! Noi nici n-avem timp să mergem la cosmetician. E ok, Nastia, o să ne găsim timp să mergem la cosmetician. Apropo, fetelor, vreți să vă citesc horoscopul de astăzi? Fetelor, cosmeticianul meu e cel mai bun, vă pot da numărul lui. O, horoscopul meu miri nașpa. Diana, spune-mi cum stau pe plan personal. Bine, voi începe cu mine. Femei balanțe, astăzi vă așteaptă o seară de neuitat. Oh, mișto! Vei fi atât de stresată în seara asta încât vei ține minte mult timp. Ups, asta nu e o veste bună. Diana, nu fi supărată, uneori e nevoie și de stres, te face mai puternică. Ryan, așteaptă, Diana, citește-mi și mie horoscopul, sunt rac. Citește și mie, și mie. Ryan, suntem deja puternice, așa, deci horoscopul pentru femeia rac. Astăzi te vei confrunta cu o situație neplăcută. Dar această situație te va împăca cu iubitul tău. Ce? Ce iubit? Nu vreau să mă împac cu Ice. Mereu am zis că horoscopul ăsta nu e real. Asta tu nu-l mai iubești pe Ice? Ryan, nu e treaba ta. Diana, la mine ce scrie? Femeia Capricorn. Bun, deci ești Capricorn. Horoscopul pentru femeia Capricorn. Azi vei avea o seară nefavorabilă. Dar nu strâmba din nas. Cel mai important e să nu uiți să-ți iei vitamine la ora 6. Uite, vezi, Nastia, horoscopul e adevărat. De unde știe că trebuie să-mi iau vitamina la ora 6? Fetelor, eu cred că nu e o coincidență faptul că horoscopele noastre seamănă atât de tare. Azi nu e o zi bună pentru noi, iar eu voi fi stresată. Sper să nu se întâmple ceva foarte rău azi. Fetelor, freșurile voastre? Bine, fetelor, liniștiți-vă, eu întotdeauna am zis că horoscopele sunt false. Dar nu sunt false. Ok, deci cel mai important e să nu uit să-mi iau vitamina la 6. Aoleu, fetelor, eu nu cred în horoscopul ăsta. Da, horoscopile e o prostie, fetelor, uitați-vă. Patrick, uite-te și tu, băieții, nu poți să o împartă pe Iulia. Ce bine că eu n-am nicio competiție. Am ieșit cu ea timp de un an întreg, iar tu mi-ai luat-o de lângă mine. Și acum ce? Nimic, ar trebui să fie cu mine. Băieți, iar vă bateți. Bine, mă duc să stau la toaletă, chemați-vă când ați terminat bătaia. Nu, va fi cu mine, va cu mine, nu? Ei, băieți, bateți-vă în spatele școlii, în cafenea trebuie să fie liniște. Dacă ai ce-am spus, Iulia va fi cu mine. Nu, cu mine va fi. Nu. Uitați-vă cât de mult o iubesc pe Iulia. Grijă să nu vă spargeți căștile. Băieți, nu-i frumos să vă bateți. Gata, pui, să mergem în clasă, a sunat clopoțelul. Nu-mi spui tu mie ce să fac. Ok, băieți, calmați-vă, rezolvați-vă problemele după școală. Și trebuie să fie liniște. Ar trebui să-i mulțumești lui Ice, te-a salvat. Bine, lasă că mai vorbim noi. Hai, du-te. Iulia, dragă, poți ieși, te-am luat deja de la el. Nu mai e aici? Brăvaschi, iubitule, ești așa puternic. Bine, ați rezolvat? Să mergem la ora, a sunat clopoțelul, m-am săturat de voi. Of, Doamne. Acum mergem. M-am săturat de bătăile voastre. Și a uitat și băta aici. Nu e locul ei aici. Haideți, vezi. 1, 2, 3, 4. Mai mult. Dar e gata, am zis mai mult. El stă cu mingea în mână, comandă, dar nu face nimic. Ascultă, Smiley, nu mai face pe șef pe aici. Altfel nu o să mai fii prietenul nostru. Cât ne antrenăm, nu vă sunt prieten, ci capitan. Da, capitane, nu faci altceva decât să comanzi. Basketbaliștilor, eliberați sala. Avem antrenament. Ați auzit ce v-am spus? 1, 2, 3. Puteți pleca, antrenamentul nostru nu s-a terminat. Ora! Avem antrenament. Deci plecați de aici. Bine, băieți, să le lăsăm pe Frog să sară. Da. Simțiți-lor. Ascultați, fetelor, m-am săturat de basketbaliștii ăștia, niște iepurași. Londo, pe toți îi enervează, știm deja. Fetelor, ar trebui să le dăm o lecție. Nu avem ce să le facem basketbaliștilor, dar știu cum putem să le păcălim pe majoretele banii. Cum, Londo? Am încercat de milioane de ori și n-am reușit. Să furăm de la ele uniformele. Stella, asta-s copilării, de azi vom face lucruri rele ca adulții. Foc sunt super, foc sunt cele mai tari, foc sunt invincibile.
Elevi, să ridice mâna cine merge cu taxiul negru. Profesor Mike, acela e serviciul meu preferat de taxi. Elevi, lăsați mâna jos. Vă rog să nu mai luați acest taxi de acum. De ce, profesor Mike? E cel mai îndemână taxi. Da, și sunt șoferi buni. Elevi, fiți serioși. Au început să dispară adolescenți din cauza acestui taxi negru. Diana, Diana, atunci să nu mai taxiul ăsta de acum. Dimai, și mai duci tu la școală? Profesor Mike, mi se pare mie s-au încercat să ne intimidați ca să nu mai luăm taxiul. Ne pare rău, dar nu avem șofer personal care să se ocupe de noi. Profesor Mike spune adevărul, uite-te la știri. Profesor Mike, dar ce s-a întâmplat? A dispărut cineva din școala noastră? Da, a dispărut. Carina lipsește. Carina! Carina! Costea, de ce nu ne-ai spus? De-abia ce am aflat. Liniște, liniște, să sperăm că va fi găsită Carina. Bună ziua, profesor Mike, pot merge la Costea pentru câteva minute? Iată pe Carina! Profesor Mike, ați glumit cu noi? Carina, ai fost găsită? Atenție, a fost găsită Carina! Profesor Mike, nu m-am pierdut. Costea, hai aici să zic câteva cuvinte. Profesor Mike, vedeți? Carina n-a dispărut. Pot ieși? Costea, ieși. Carina, voi avea să-i adresez niște întrebări bunicii tale. Să începem ora. Mi se pare mie sau Carina s-a prefăcut că a dispărut doar ca să fie puțin în centrul atenției. Ar putea face asta... Costea, sunt singură acasă și vreau să dau o petrecere. Vrei să vii și să-ți chem și prietenii? Carina, ești sigură că ești bine? Costea, nu am dispărut nicăieri, tocmai ce am ajuns cu taxiul negru, deci vii la petrecere? Oh, Carina, voi veni, dar să nu mai iei acel taxi niciodată. Da, party, party, party. După ore, Costea ne va lua un taxi de la școală. Max, să dai jucării de pluș e prea copilăresc. Trebuie să faci ceva mai matur, ca un adult, știi? Nu știu. Smiley, ce sugestie ai? O mașină? Scuze, dar nu-mi permit. Max, nu mașină, ci un parfum sau bijuterie. Eu, de exemplu, îi voi lua o bijuterie micuței mele. Un inel cu diamant. Ce? Un inel cu diamant? De unde ai atâția bani? Să știi că nu e nevoie să mă minți. Max, cum adică de unde am bani? Mi-am vândut întreaga colecție de cărți cu basketbaliști, așa că am strâns bani pentru un inel cu diamant. Smiley, dar eu nu am cărți cu basketbaliști. Așadar, Maria va primi o jucărie de pluș de Valentine's Day. Iulia, ascultă-mă, deci ești pe care ai, nu am ce să vorbesc cu tine. Ok, ok. Nastia, de ce ești așa dură? Ai, lasă-mă și tu. Oh, vai. Iulia, deci nu ți-am explicat bine sau cum? Da. Hei, băieți. Băieți, bună. Hei, bună, bună. Bună. Ce nu vă antrenați azi? Am decis să avem o zi liberă azi. Fetelor, cropa nu e cu voi azi? Nu, Timur, nu e cu noi. Am mers la dentist ca să-i facă un control la aparatul dentar. Când și-l pata jos? Doar asta te interesează? Merge constant la dentist. Tot timpul mai e ceva de făcut la acel aparat dentar. Așa, bine. A, bun, amândoi. Fetelor, plecăm sau vă îmbrățișați, basketbaliștii? Orele se pare că s-au terminat. Nastia, nu mai fi nervoasă. Smiley, ai chemat taxiul? Da, e pe drum. Nu taxiul negru, eu nu voi lua acel taxi. Maria, taxiul negru e cel mai tare. Nu, Carina a dispărut azi, apoi a fost găsită. Oh, că te vorbeam de bani, pe voi vă căutam. Frog, ce treabă aveți cu noi? Mergeți acasă. S-au terminat orele, pa, pa. Vă căutam pentru că a întrebat profesorul Mike de voi. A zis să mai rămâneți după ore. Ce ciudat, de ce ar fi zis asta proful Mike? Nu a spus cumva și de ce ar trebui să mai stăm după ore? Să le ajutați să organizeze ceva de Valentine's Day. Auleu, dar de ce noi? Poate pentru că sunt președintele școlii și șefa clasei? Și eu sunt președintele școlii, dar nu m-a întrebat. În regulă, astăzi va fi o zi tare distractivă. De-abia așteptăm. Eu am plecat acasă în primul rând, nu sunt șefa clasei. În al doilea rând, nu am fost pusă să organizez vacanțe. Nastia, să știi că toate am fost rugate să stăm după ore. Stai și tu. Băieți, ne veți aștepta? Eu merg acasă. Cropa nu e aici, așadar n-am niciun motiv să mai stau. Pa, pa. Ok, Maria, eu am plecat. Păi stai, nu mă aștepți? Maria, mâine am un antrenament greu, trebuie să mă odihnesc. Smiley, mă vei aștepta? Sigur, ok, voi veți merge la proful Mike, iar eu mă voi juca. Bine, fetelor, să mergem. Mamă, nu plec nicăieri, doar curăț cafeneaua. Da, s-au terminat orele. Da, voi curăța și apoi voi veni acasă. Fetelor, nu înțeleg, de ce trebuie noi să organizăm toate vacanțele școlare? Părinții mei mi-au zis că după școală să merg direct acasă. Pe bune, fetelor, chiar nu înțeleg ce treabă am eu cu vacanțele școlare. Profesor Mike, de ce ne-ați spus să mai stăm? Profesor Mike? Super, acum să-l așteptăm pe profesorul Mike. Mă întreb unde o fi?
Mă întreb cine a desenat asta. Nu înțeleg ce e asta, dar e despre cnopa. Dacă va vedea cnopa asta, sigur nu va fi mulțumită. M-am săturat de glumele despre banii. Asta e mâna lui Frogs, vor să scape de noi. Fetelor, ați terminat de discutat cu proful Mike despre Valentine's Day? Diana! Ei! Ce naiba e asta? Vor să mă enerveze? Cât e ora? 5:30. Să nu uităm că în jumătate de oră trebuie să bem vitamine. Oh, vai Maria, sunt șocată de Max al tău. Cum a putut să plece și să te lase aici? Ți-am zis că relația mea cu el nu e una perfectă. Fetelor, proful Mike nu e aici. Stăm de 15 minute degeaba. Mergem să-l căutăm? Ok, fetelor, haideți să-l căutăm. Altfel vom sta până mâine după el. Poate e în cancelarie? Să sperăm. Fetelor, Valentine's Day va fi în curând. Ce credeți că-mi va da Smiley? Nu știu, Diana, eu nu o să mă bucur de această zi. Nu am pe nimeni. Nici eu nu știu ce să fac. Eu mă gândeam să iau lui Smiley de Valentine's Day. Oh, Ryan, doamne, ce ne-ai speriat. Nu l-ai văzut cumva pe proful? Căutăm. Voi m-ați speriat, fetelor. Nu l-am văzut. Ok, am plecat acasă. Pa, fetelor. Pa, Ryan. Vai, oare ce o să-mi dea Max de Valentine's Day? Serios, Maria, eu nici măcar nu am pe cineva. Nu se poate, își bate joc de noi, a dispărut? Poate e în cămară, își caută haine de vacanță. Profesor Mike, nici aici nu e. Vai, ce mizerie e aici. Fetelor, poate Frogs au făcut asta ca să scape de noi. Poate proful nu ne-a rugat de fapt să stăm după ore. Ok, fetelor, mai bine a merge acasă. Ține ușa, e proful Mike mascat? Nastea, ce ai? Proful Mike are 2 metri înălțime. Fetelor, nu știu care-i faza, dar sunt foarte speriată. Nu știu cum am putut să stăm aici. Fetelor, să ne liniștim, suntem în cămară. Ce-i aici? Cu ce ne putem apăra? Nu găsesc nimic. Doamne, unde-i proful Mike? Unde? Cineva bate acolo. Fetelor, am intrat deodată într-un film de groază. Dar asta nu e o casă bântuită, suntem doar niște eleve la școală. Fetelor, calmați-vă, orice ar fi, Smiley e pe aici. Va începe imediat să ne caute și îl va vedea pe acest om. Sau ce-o fi el și îl va înfrunta, iar noi vom merge acasă. Vai, fetelor, ce șocant, vreau la mama, vreau la mama. Fetelor, spuneți-mi cât e ora? E ora 6. Fetelor, trebuie să-mi iau vitaminele. Vai, fetelor, nu e semnal aici. Maria, care e problema? Beați vitaminele, de ce țipi? Da, cum să beau vitaminele? Am nevoie de apă. Maria, super, eu vreau la baie. Hai să ne ajutăm reciproc. Fetelor, despre ce vorbiți? E un tip mascat în spatele ușii care nu ne lasă să plecăm. Nu veți sta prea mult acolo. Vitaminele. Vai, vai, fetelor, cine e oare? Fetelor, nu știu cine e, dar dacă scap de aici, mâine Frogs nu vor mai exista. Atât. Da, Nastea, de acord. Ele ne-au spus să mai rămânem. Dacă ne-ar găsi Smiley... Ce naiba e asta? La 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 la... Sunt o barista, sunt Ice, n-am făcut nimic greșit. Ice? Ice, Ice, suntem aici, Ice! Ice, Ice, adu niște apă, trebuie să-mi beau vitaminele! Hei! Ice, închide ușa, închide-o! Încerc! Nu va funcționa! Ice, Ice, dragule, ce mă bucur că ești aici, dragule! Eu mă bucur că nu sunt singur aici! Sunteți îngroziți? Doamne, se înțeleg că zodiile noastre nu trec printr-o perioadă bună! Ice, Ice, te iubesc! Ascultă, tipule, lasă-ne să ieșim, e timpul să mergem acasă. Nu. Ascultă, tipule cu mască, eu sunt o fată populară. Dacă vrei, te pot face vedetă, doar dacă ne lași să plecăm. Doar 10 milioane de vizualizări pe YouTube, e cea mai populară. Maria, n-am 10 milioane încă. Nu contează. Da, chiar e cea mai populară fată din România. Minunata Diana, poți să o cauți, minunata Diana. Minunata Diana. Nu e cea mai popular. Vlad Bumaga e mai popular. Vai, Doamne! Voi e frică? Da, murim de frică! Felicitări! Frogs v-au făcut asta! Vai, ne-au făcut o farsă! Deci cine a fost? N-ai auzit că Frogs? Știți ce? Mâine vom scăpa de Frogs! Dragilor, dați like, abonați-vă la canal și apăsați pe clopoțel!
Ne vedem data viitoare. Papa, Frog s-a terminat cu ele. Ok, nu ne-am speriat chiar așa tare. Suntem curajoase. Suntem foarte curajoase. Eu nu m-am speriat deloc. Vai, am uitat, trebuie să-l găsim pe Smiley. Smiley, nu? Smiley, unde Sper ești? Nu i-a făcut nimic. Ei, dar de ce? Nu, da, deci eu nu mai merg cu taxiul ăla niciodată. Ei, de ce nu v-ați antrenat? Am uitat. Fetelor, mergem... Fetelor, nu înțeleg de ce noi trebuie să organizăm fiecare vacanță școlară. Părinții mei... Oh, vai. Profesor Mike, nici aici nu e. Vai, Doamne, unde o fi? Poate că s-a ascuns altundeva sau ne așteaptă în altă parte sau...